Există o întrebare veche de 1400 de ani. Și pentru a răspunde la această întrebare, se pare că nu avem altă metodă decât cea veche de 1400 de ani. Și aceasta este, conform lui Socrate, întrebarea fundamentală a filozofiei. Care este întrebarea fundamentală a filozofiei după Socrate? Socrate este punctul de despărțire între ceea ce numim filozofia presocratică și filozofia și idealismul grec. Filozofia presocratică era știință. Adică filozofii încercau să rezolve probleme științifice la nivelul la care au ei capabil atunci. Dar ce trebuie să că erau interesați de structura realității și legile care guvernează realitatea. Socrate a considerat că ăsta este timp pierdut și într-un sens avea dreptate, având în vedere nivelul la care se aflau științele naturale în timpul grecilor, deși nu avea 100% dreptate. Știința în timpul nostru este un domeniu separat de filozofie. Însă care este, după Socrate, sarcina filozofiei? Această sarcină este exprimată într-un dicton: cunoaște-te pe tine însuți. Dar cum te poți cunoaște pe tine însuți? Nu științific, spune Socrate. Și foarte interesant că astăzi trăim în era neuroștiinței, avansată la un nivel dincolo de ce am fi putut visa nu acum 100 de ani, acum câteva decenii. Și trăim în era inteligenței artificiale. Și dacă știința ultimului secol ne arăta ceva în privința aceasta, inclusiv analogia cu inteligența artificială, este faptul că nu există suflet fără creier. Și de ce nu există suflet fără creier? Putem să discutăm asta puțin mai târziu, da? Însă acum nu vreau să-l părăsesc pe Socrate atât de repede. Vreau să spun însă că metoda lui Socrate, care s-a dezvoltat mai târziu în filozofie și în psihologie, în ceea ce numim fenomenologie. Ce este fenomenologia din punct de vedere filozofic? Este studierea structurilor cognitive pe baza experienței. Asta a fost începutul filozofiei idealiste a grecilor. Asta a fost cunoașterea de sine a lui Socrate. Iar psihologia fenomenologică sau fenomenologia în psihologie este psihologia care studiază experiența subiectivă. Și dincolo de această metodă fenomenologică, care e adevărat că prin comunicare, fiindcă avem limbaj și comunicăm și ne înțelegem, ne dăm seama că experiența noastră subiectivă poate fi comunicată și ca atare putem compara cu experiența subiectivă a altor oameni, și aici ne ajută foarte mult literatura, experimentele literare, filozofia, științele umaniste în general. Dar pe baza aceasta observăm anumite structuri în experiența asta subiectivă și observăm anumite structuri în experiența noastră psihologică și asta ne ajută să răspundem la întrebarea cine suntem sau ce suntem. Dar ce suntem sau cine suntem? Sunt două aspecte, două mistere. Primul mister este acela al experienței unitare a eului. Este o experiență continuă și unitară. Și aș vrea să spun, aceasta nu este, se aplică numai la om. De aici suspiciunea că și alte animale au suflet, atunci când se credea în existența sufletului metafizic. În sensul că chiar și insectele dau dovadă de ceea ce putem numi subiectivitate, de intenționalitate. Dar mai ales este clar că insectele au o anumită experiență unitară, care în timpul nostru nu poate fi replicată de mașini, mult mai inteligente și decât omul, dar și decât insectele. Ei, de exemplu, o albină sau orice insectă vreți dumneavoastră, un fluture, care este o omidă, nu-i așa? Mă rog, este o insectă care are un ciclu de reproducere, care trece prin omidă, prin cocon, prin fluture și așa mai departe. Bun, acest fluture zboară și are cam 150.000 de neuroni, din câte știu.
probabil că nici musca sau albina nu are mai mult. Nici o mașină făcută de om, oricât de sofisticată, n-a reușit să bată un fluture sau o muscă în navigație, nu mai spun de albine, care nici măcar încercăm să le batem în navigație. Cum este posibil ca un creier atât de mic, cu atât de puțini neuroni, să aibă o asemenea unitate și continuitate a experienței și încât să aibă acea intenționalitate și ceva ce te face să gândești la conștiință, pe care nu o putem niciodată realiza într-o rețea de computere și probabil în viitor nici măcar într-o rețea de computere cuantice. O să vă dau un exemplu. A fost acum aproape un an, un accident în Florida. Un tip avea o Tesla și omul s-a uitat la Harry Potter în timp ce Tesla îl ducea pe autostradă. În autostradă a fost blocată de un truck vopsit în albastru. Computerul mașinii a citit bine culoarea și bănuiesc că frecvența culorii era aceeași cu culoarea cerului. Deci computerul a citit bine culoarea. Probabil că ochiul nostru n-ar fi putut citi atât de bine culoarea cât a citit computerul Teslei și a intrat cu viteză în mașină și s-a făcut praf. Repet, nu a fost nicio greșeală la computer. Ceea ce n-avea computerul și ar fi avut-o ar fost experiența culorii. Motivul pentru care într-o fracțiune de secundă, într-o singură privire, omul și-ar fi dat seama că în fața lui nu este cerul, ci o mașină, este acela că omul extrăiește culoarea ca experiență. Și experiența ar fost diferită de cea a cerului. Dar interesant că aceasta nu a fost ceva ce putea fi cuantificat într-un computer și probabil nu va fi putea fi niciodată cuantificat pe deplin. Un computer va putea analiza oricând culorile unui tablou, dar nu va putea să aibă experiența estetică. Asta este foarte clar. Observați că experiența aceasta nu este numai estetică. Este necesară pentru supraviețuire. Bun. Ce anume face această unitate a experienței? Încă de la începuturile filozofiei, oamenii și-au dat seama că această unitate a experienței, pe care numim unitatea eului, este esențială pentru a răspunde la întrebarea cine sunt eu, cunoaște pe tine însuți. Și au încercat să o studieze fenomenologic, atât filozofic cât și psihologic. Cealaltă întrebare fundamentală este cu privire la natura conștiinței. Ce este conștiința? Și interesant că noi nu spunem că conștiința este o singularitate, în sensul că noi nu putem categorisi conștiința într-o serie de fenomene cunoscute, deși încercăm tot felul de definiții, dar noi știm că există și alte ființe conștiente, pentru că comunicăm cu ele și suspectăm anumită conștiință, chiar și la elefanți sau la cimpanzei sau la delfini, însă pentru că nu putem comunica cu ei într-un limbaj ca cel uman, nu știm exact care este experiența lor. Însă știm sigur că alți oameni au conștiință, însă nu știm ce este conștiința. Știm în mod sigur însă că această unitate a experienței, cât și conștiința, sunt legate de creier. Și de unde știm acest lucru? Una dintre încercările cele mai interesante în perioada preștiințifică de a răspunde la această întrebare a fost experiențele religioase. Și n-aș vrea să disprețuim în niciun caz experimente cu caracter realmente științific, care s-au făcut în diferitele școli de mistică sau de meditație, în care oamenii au încercat să răspundă la întrebarea ce este conștiința prin crearea unei stări de conștiință diferită față de cea care o avem, să zic, selectată prin selecție naturală și din evoluție. Adică evoluția a selectat două stări de conștiință, visul și vedea. Suntem într-un vis. Și e interesant că în vis suntem tot noi înșine. Știm bine cine suntem. Numai că toate acele imagini incoerente care apar în visul nostru nu ne fac să ne întrebăm de ce este lumea atât de incoerentă. Ne trezim. Și ce se întâmplă în momentul când ne trezim? În momentul când ne trezim, știm că a fost vis și că realitatea este alta. Dar de unde știm? Stimulii care vin din realitate
se pare că nu sunt principalul o cauză a imaginilor pe care le vedem, pentru că acestea apar și în vis. Stimulii care vin din realitate mai degrabă sunt un check, un sistem de control a imaginilor. Este acceptat astăzi în psihologie că starea de veche induce un anumit filtru al imaginilor pe care le vedem și care poveștile care se desfășoară în creierul nostru, care fac să fie eliminat ceea ce nu este real. Bun, sunt oameni care vor neapărat să trăiască într-o realitate alternativă și reușesc. Deci reușesc să intre într-o stare de conștiință diferită, care nu este nici somn, nici veche. Alt aspect este că există așa zisele visele lucide. Și într-un vis lucid, cineva este, să zic așa, destul de treaz, că n-am alt cuvânt, ca să realizeze că imaginile din vis sunt incoerente. Și incoerența imaginilor, incoerența logică a imaginilor, îl face să realizeze că este un vis. Mai mult decât atât, dacă ați văzut filmul Inception, care este unul, probabil cel mai bun film făcut despre vise lucide. În visele lucide, care erau practic făcute la comandă, să zic așa, în Inception, în aceste vise lucide, omul avea un anumit test ca să știe dacă este o stare de vis sau nu este stare de vis. Noțiunea că realitatea este unitară și este unitară logic este fundamentală pentru experiența umană, conștientă, și din cauza aceasta aș vrea să spun că nici nu am nevoie măcar să studiez anumite școli de gândire care refuză ideea coerenței logice a realității sau a structurii logice a gândirii, pentru că deja ne duc pe o pistă falsă. În Inception, de exemplu, anumite teste, cum ar fi un titeres care cade sau se învârte la infinit, ceva ce o mică gaură în coerența logică a lumii, o mică gaură în regulile logice, ca să zic așa, și dacă vreți regulile logice aristoteliene, este suficient ca să arate omului că este într-un vis. Un alt film interesant este A Beautiful Mind, în care este vorba despre un matematician genial care are și o schizofrenie extremă. Și el are o fetiță care este o prietenă imaginară care este o fetiță. Și este atât de prins în această realitate făcută de creierul lui, care se și adaptează la realitatea exterioară, încât omul trăiește o istorie total imaginară, în care el este agent FBI și urmărește spionul și așa mai departe. Deci este o întreagă narațiune pe lângă realitate în film, care te convinge pe tine ca spectator. Filmul este mare prin faptul că spectatorul este prins în narațiunea schizofrenului, care este foarte coerentă pe la un anumit punct. Fetița nu îmbătrânește. Și este interesant că vezi filmul și nu te gândești de ce nu crește fetița, dar matematicianul Nash, cel care a introdus, se pare, teoria jocurilor în științele economice, realizează, fiind un matematician, că realitatea din mintea lui nu este realitatea, de fapt, ce se percepe mintea lui nu este realitatea, pentru că fetița nu crește și atunci acceptă că este schizofren și pe bază pur rațională, pentru că nu-și mai ia medicamentele, fiindcă pastilele îl fac legumă și el este un matematician care trebuie să gândească, dar își păstrează logica lui de matematician și unitatea eului, însă refuză realitatea din mintea lui de schizofren pentru că nu este coerentă și adevărata realitate este coerentă. Aici apare și răspuns la întrebarea, este existența un vis sau nu este un vis? E o întrebare pe care și-a pus-o de multe vreme, mai ales filozofii indieni și apoi filozofia solipsistă în Europa, anume că, dacă țineți minte, este o maximă faimoasă în care cineva spune că am visat că eram un fluture și m-am trezit și eram om, și altul i-a răspuns, nu, eu am visat că tu, poate că tu ești un fluture care se visează om. De unde știi că nu ești un fluture care se visează om, ci un om care s-a visat fluture? Da? Răspunsul este coerența realității, structura logică a existenței.
Așadar, aici este instrumentul principal pe care îl avem, acela că putem experimenta cu diferite stări de conștiință și să le examinăm logic pentru a răspunde dacă lumea pe care vine este reală sau reală, dar în același timp realizăm că starea de conștiință de veghe este starea de conștiință în care trăim în realitate și starea de vis sau alte stări de conștiință pe care le inducem prin meditație, pe cale religioasă, prin mistică sau prin droguri, sunt subiective. Dar ne ajută să răspundem la întrebarea ce este conștiința? De ce sunt conștient în toate aceste stări, în vis, vis lucid, stare alterată de conștiință, iau LSD sau, mă rog, fac isihazm și văd o lumină, sau sunt un yogin care încep să văd diverse lucruri, în toate aceste stări de conștiință, eu rămân eu. Experiența mea subiectivă este continuă, nu este discontinuă și noțiunea că sunt cel ce sunt rămâne unitară, dar mai ales rămân conștient. Bun, într-un vis, nu ești inconștient. Într-un vis, lumea în care trăiești nu este cea reală. Dar tu, de fapt, în vis acționezi ca o persoană conștientă, iar într-un vis lucid doar ești destul de, să zic, conștient ca să înțelegi natura realității în care ești cufundat. Însă, conștiința ca atare, să zic, este o stare diferită de conștiință, este o stare alterată de conștiință. Dar ești conștient chiar dacă este o stare alterată de conștiință. Deci, ce este conștiința? În timpul nostru, mai ales la Neșadis, s-au avut multe experiențe psihedelice și se pare că un instrument foarte important pentru psihologie de a explora această întrebare. Rămân drogurile, deși este incorrect politic. Și întrebarea este în ce măsură stări alterate de conștiință te duc la răspunsul ce este eu-ul, ce este subiectivitatea, cine sunt eu. Unii care se întorc dintr-un trip pe LSD spun că au găsit răspunsul în acest trip. Și bineînțeles că vom spune că bat câmpii, dar cei care iau în serios sunt de multe ori psihiatri și psihologi, care cred că, într-adevăr, este un domeniu care merită explorat. Bun, hai să ne întoarcem la era științifică. Ce a adus era științifică în plus față de fenomenologia filozofică sau psihologică, așa cum s-a practicat de la Socrate încoace? Ce a adus, în mod sigur, este faptul că experiența noastră subiectivă are o bază materială. Deci mintea materialistă. Aceasta este indiscutabil. Și o să vă dau exemple destul de clare. Mai întâi, un lucru foarte simplu, că stările de conștiință pot fi alterate pe bază chimică. Asta o știe lumea de multă vreme, pentru că a folosit dintotdeauna droguri. Este interesant însă această sete a omului după o altă stare de conștiință. Motivul pentru care oamenii beau alcool sau folosesc nicotină sau cafeină sau alte droguri mai puternice sau mai slabe este că tot timpul sunt în căutarea unei alte stări de conștiință. Este, de fapt, dacă ai curaj să mergi la rădăcină, este ceea ce caută omul și în religie în ultima instanță. Sau ceea ce speră cu privire la viața viitoare. O altă stare de conștiință. Și această stare de conștiință oarecum să fie trecerea într-o realitate superioară. Așa cum trezindu-te din vis la realitate, treci într-o stare superioară de conștiință, sau când ești într-un vis lucid la realitate, treci într-o stare superioară de mai lucidă. Da? Mă rog, ai analizat realitatea și ai găsit găurile, așa cum mulți astăzi examinează realitatea, încearcă să găsească contradicții, să vadă că realitatea nu este ceea ce credem, de exemplu, că universul este bidimensional și nu îl percepe în tridimensional, sau alte aspecte, că timpul nu este ceea ce este foarte clar și de multe ori fizica cuantică duce la foarte multe speculații că, de fapt, timpul și spațiul nici măcar nu sunt realități fundamentale în universul nostru. Într-o oarecare măsură, credem ceea ce susținea Augustin sau susțineau grecii, că timpul este o iluzie sau chiar că spațiul este o iluzie și că există o altă realitate dincolo de aceasta. Și în toate școlile de mistică și în religie este această speranță a trezirii într-o realitate care implică o stare de
de conștiință superioară, așa cum trezirea față de vis este o stare de conștiință superioară și în care să vezi realitatea așa cum este. Și pe acum experiențele psihedelice, bineînțeles că nu ne-au dus la stări de conștiință superioară, deși unii susțin că i-a dus la stări de conștiință superioară și unii îi iau în serios. Însă, știm sigur că este o bază electrochimică, pentru că poate fi alterată și chimic și electromagnetic starea de conștiință. Și de asemenea că unitatea experienței subiective este de natură materială, adică că nu este un suflet care are această unitate. Ideea care totdeauna a ispitit pe oameni până la cunoașterea creierului și a funcțiilor lui în timpurile moderne a fost aceea că acest caracter unitar și fluid al experienței subiective este dovadă existenței unui suflet făcut din altceva decât din materie. Și acest suflet metafizic este sediul experienței subiective pentru că creierul n-ar avea cum să o aibă, fiindcă creierul este un mecanism. Mă rog, deja Descartes este primul care suspectează că creierul este o mașină și a avut dreptate, ca cele mai multe lucruri, Descartes a avut dreptate în foarte multe lucruri, intuiții geniale, dar totuși susține că, în opinia lui, glanda pineală este locul în care sufletul se unește cu corpul, pentru că trebuie să existe suflet ca să gândim, să simțim, să avem această experiență extrem de fluidă și unitară, în ciuda tot ce trăim și care este sufletul care rămâne noi și când visăm și când avem o viziune și mergem în cer și când suntem sub droguri și așa mai departe. Și, mă rog, ca să fac o paranteză și iertați divagațiile mele, Descartes trăiește în timpul marilor descoperiri geografice și aceste mari descoperiri geografice au fost impulsionate de un motiv primar. Nu a fost răspândirea religiei creștine, nici măcar goara după aur, în niciun caz curiozitatea geografică. A fost dorința de a aduce mirodenii și droguri din alte părți ale lumii, pentru că asta voiau oamenii. Bun, hai să mergem la timpul nostru. Ce ne-a adus, pe lângă faptul că știm că stările alterate de conștiință pot fi produse chimic sau electromagnetic mai nou, știm că unitatea subiectivă a experienței umane ține de un factor misterios, încă neînțeles, care integrează toate părțile creierului împreună, care în engleză se numește binding. Eu n-am alt termen mai bun decât integrare în românește. Ce este acest binding, această legătură? Creierul are zone diferite care operează funcții diferite. Și, de exemplu, există oameni care în urma unei leziuni a creierului nu se pot concentra decât asupra unui singur obiect. Sau alții care în urma tot unei leziuni a creierului nu pot să perceapă mișcare. Deci există grupe de neuroni care sunt specializați în perceperea unor forme geometrice diferite. Asta se știe deja din experiențe pe animale, noi ne vezăm la om, anume că forme geometrice diferite sunt percepuți de neuroni diferiți. Există zone ale creierului care percep mișcarea și zone ale creierului care percep forme. Există zone ale creierului, neuroni care se concentrează, care procesează senzații diferite din mediul nostru și le integrează într-o percepție unitară. Dar dacă creierul este afectat undeva și se pierde legătura între diferite părți ale creierului, nu te poți concentra decât asupra un obiect, nu vezi mișcare, nu vezi anumite forme, și asta pentru că diferitele părți din creier nu comunică între ele. Însă cum comunică diferitele părți din creier între ele? Mă întorc la exemplul pe care l-am dat al navigației insectei. Musca albina, fluturele care navighează. Nicio mașină, oricât ar fi de inteligentă, nu poate naviga atât de bine ca o muscă sau o insectă, sau cum arată experiența tragică a accidentului cu Tesla din Florida, nicio mașină nu poate să spună diferența între cer și un trac vopsit în culoarea cerului atât de bine ca omul care percepe această diferență subiectivă, în primul rând, ca o experiență diferită. Nu numai, mă rog, lungimea de untă și așa mai departe, frecvența culorii, etc., etc., toți acești parametri. Nu, ci ca o experiență subiectivă. Ce anume face ca
toate aceste părți ale creierului să fie legate tot timpul într-o singură experiență. Cu siguranță că este tot un factor material, dar nu-l cunoaște. O ipoteză interesantă este cea a creierului cuantic. Anume că neuronii ar comunica printre ei prin ceea ce se numește căderea undei, așa cum vrem să facem computerele cuantice. Partea interesantă este că dacă așa stau lucrurile, poate este așa, poate nu este așa. Dar dacă așa stau lucrurile, se pare că nu știu cum om putea afla. Pentru că încercând să interferăm în această comunicație între neuroni ca să aflăm ce se întâmplă acolo, ducem exact la fenomenul de căderea undei. Și ca atare nu putem să știm ce este acolo și niciodată nu vom ști, va fi tot o cutie neagră pentru noi. Dar, indiferent dacă ideea creierului cuantic este sau nu adevărată și este o simplă speculație la data aceasta, cert este că niciodată n-am putut-o să o replicăm cu mașini și probabil nici cu computerele cuantice. Și până acum este zero progres în a replica această proprietate a creierului în mașini inteligență artificială. Aici este o problemă care optimismul celor care cred că pot să transfer mintea ta pe un computer este prea mare, ca să zic așa, și foarte nerealist. În ce sens? Da, există interfață digitală om-computer, da? Și anumite configurații de semnale între neuroni pot fi replicate pe computer. Și așa se face că cineva poate să miște o mână prostatică cu creierul, sau se face că poți chiar dirija ușoarece în ce direcție să o ia cu mouse-ul. În sens invers. Dar asta este departe, foarte departe de integrarea întregii experienței subiective într-un continuum. Deci acel binding, acea integrare a tuturor funcțiilor creierului. Vorbim despre conștiință, iar știm că este de bază materială, pentru că e foarte simplu, altă rând, creierul nu mai ești conștient, dar spun că nu mai ești conștient în sens să le cai leșinat. Și pur și simplu devii un zombie care nu știi cine ești și ce faci. Și mai întâi nu mai știi cine ești tu și uiți din viața ta. Deci te porți ca un zombie, dar practic ajungi și acolo că nu mai știi ce faci și nu mai știi de tine. Și aici este iar o altă problemă. Ce anume, care e diferența între un zombie? Un computer poate să bată testul Turing și poate să imite perfect inteligența, și inteligența nu este o problemă aici. Este vorba de sentiență, conștiință umană, dar și totul să nu fie conștient și nu știi dacă este conștient sau nu este conștient. În privința inteligenței artificiale s-au făcut, iar există mare teamă, aici numai speranță, este mare teamă, că mașinile vor deveni conștiente. Ne apropie de singularitate. Și ce este singularitatea? Este, de fapt, procesul prin care o mașină inteligentă ajunge să inventeze altă mașină inteligentă și aceasta inventeze o mașină și mai inteligentă. Însă este interesant de remarcat faptul că, deși am făcut progres extraordinar de mare în inteligența artificială, am făcut zero progres în a apropia un computer de sentiență. De fapt, albina despre care vă spuneam sau fluturile de care vă spuneam este mai aproape de sentiență, cu cei 150.000 de neuroni, decât o mașină, și pentru că are acea binding, acea integrare a creierului pe care n-am reușit să le apropie deloc în inteligență artificială. Așa că mă întreb care este viitorul. Și ce vreau să spun este că cu siguranță că fenomenologia rămâne și rămâne și religia sau teologia, vrem nu vrem. Și aceasta nu pentru că omul nu cunoaște, nu înțelege cum funcționează universul. Aceasta nu este o problemă. Înțelegem destul de bine ca să ne dăm seama că putem înțelege și restul, da? Și să înțelegem că tot ce se întâmplă în univers este bazat pe legile naturii. Nici din cauza că credem că sufletul este o entitate metafizică. Înțelegem astăzi destul de bine că mintea se explică materialist. Ceea ce nu înțelegem totuși este un mister cu privire la natura eului, a conștiinței, a experienței subiective, care vrând nevrând va rămâne domeniul teologiei, fenomenologiei, în psihologie sau filozofie, va rămâne domeniul introspecției. Și cred că în timpul nostru trăim un anumit pericol.
În sensul că, pe de o parte, așa zisa școala analitică în filozofie, dezvoltată în lumea anglosaxone, care e un mod foarte interesant, efectul ei nu a fost logico-pozitivismul, victoria logico-pozitivismului, ci mai degrabă efectul ei este că a lăsat religiei la modul cel mai vulgar să câștige terenul, mai ales în Statele Unite ale Americii. Pentru că în absența unei gândiri speculative, cum s-a dezvoltat de la Socrate încoace în Europa, și cu care americanii nu prea au treabă, tot ce rămâne din religie este manifestarea cea mai primitivă și vulgară. Pe de altă parte, un alt pericol este acela că în cele mai multe școli există o anumită desconsiderare față de ceea ce numim tradițional discipline umaniste. Adică acele discipline care au studiat subiectivitatea fenomenologic și pe baza căreia s-a dezvoltat și arta și experimente literare, artistice, în pictură, în muzică, filozofie, toate acestea formează o anumită știință în sine, care este astăzi privită cu destul de dispreț. De ce? Adevărul este că în lumea științei a cunoaște însemnează a pune într-o ecuație. O ecuație care apoi o poți verifica experimental. Asta însemnează cunoașterea în modul cel mai riguros. Și, bineînțeles, există și o matematică probabilistică, o matematică haosului, care se aplică în mod special la mintea omului și la creier, dar această idee carteziană de a pune lucrurile în ecuație și apoi ideea falsificării, pentru la Karl Popper, anume de a testa ecuația, rămâne bază în știință. Până astăzi n-am făcut nici măcar un singur pas înainte de a pune conștiința sau integrarea pe experiențe umane, care e clar că ține de activitatea diferitelor părți ale creierului, asta e indiscutabil, de integrarea activității diferitelor părți ale creierului, n-am făcut un singur pas către un model matematic. O, da, mă rog, avem o ecuație, de exemplu, a activității neuronului pe baza legilor lui Kirchhoff, da? Avem ecuații sau, dacă, mă rog, algoritmi care, cu privire la anumite, mă rog, anumite părți ale creierului, ce fac când fac un anumit lucru și aceștia pot să fie traduși într-un program pe computer și mai departe să miște o mână sau să facă altceva. Însă, suntem foarte departe de a avea o ecuație acestei integrări întregii experienței, într-un tot unitar, subiectiv, continuu, într-o experiență. N-avem ecuația experienței și în niciun caz se pare că nu avem nicio ecuație a conștiinței. Când vom avea ecuația conștiinței, vom avea computere conștiente, CNCF-uri, dar până acum progresul a fost zero. Și pe baza unui progres zero, nu pot face o predicție optimistă pentru viitor, cu privire la o singularitate care să fie conștientă. Așadar, rămânem la întrebarea lui Socrate și implicit la interogațiile teologice și filozofice pe care eu cred că va trebui să le redescoperim în timpul nostru. La revedere!